Salutare! Bine ai venit la un nou video Hello Doggy! Dacă tot este finalul de an, ne-am gândit că ar fi de ajutor să facem o listă cu 10 activități pe care să le faci cu patrupedul tău în anul 2023. Unele sunt lucruri pe care probabil nu le-ai încercat încă și ar fi bine să le faci, iar altele poate le știi deja, dar nu te gândeai la ele. Dacă vrei să mai vezi clipuri de genul acesta, apasă rapid butonul de subscribe și dă click și pe clopoțel pentru a fi la curent cu următoarele videouri pe care le facem. Activitățile sunt într-o ordine aleatorie, dacă mă întreb pe mine, ar trebui să te reîntorci la video de fiecare dată când vrei să încerci ceva nou cu patrupedul tău. Așa că hai să trecem la treabă și să începem cu plimbarea structurată. Ei bine, aceasta nu este doar un termen fancy de dresaj. De fapt, ar trebui să fie modul în care să ieși la plimbare cu câinele tău în fiecare zi. Trebuie să știi că un câine poate fi învățat să meargă structurat, indiferent de vârstă, deci nu trebuie să-ți faci griji că este prea bătrân pentru asta. Plimbarea structurată ajută de ambele părți, atât câinele cât și pe tine ca stăpân. Asta pentru că vei observa că plănosul tău nu va mai trage în lesă și va merge calm lângă tine. Dincolo de asta, un alt beneficiu pe care îl aduce plimbarea structurată ar fi că îți poți obosi câinele și mental, nu numai fizic. Întrucât încercăm să nu dăm sfaturi la care dresorii se pricep cel mai bine, te invităm să cauți pe net tutoriale despre plimbarea structurată, suntem siguri că vă va schimba modul în care vă veți plimba câinele de acum încolo. Deci o puteți trece pe lista de to-do pentru anul 2023. Numărul 2. Învață-l trucuri noi. Suntem siguri că și patrupedul tău știe comenzi de bază, cum ar fi așteaptă, șezi sau culcat. Dar nu e niciodată prea târziu să-l înveți trucuri noi pe care să le facă și cu care să-i și impresionezi pe ceilalți. Printre cele mai comune lucruri ar fi să-l înveți să se rostogolească, să stea în două lăbuțe, să se rotească pe loc, să-ți dea lăbuța atunci când i-o cerci sau să se dea înapoi. Trebuie să știi că nu e niciodată prea târziu să-ți înveți câinele lucruri noi, așa că poți trece la treabă imediat. La fel, există numeroase tutoriale pentru fel și fel de trucuri pe care să le faci cu câinele tău. Numărul 3. Mergi cu el pe un traseu de munte. Hai să facem un scenariu ideal. A venit primăvara, totul a început să se dezmorțească, temperaturile încep să crească și încerci să ieși cât mai mult cu patrupedul tău. Un lucru pe care îl poți face împreună cu el ar fi să mergeți pe un traseu de munte. Vei fi surprins să vezi cât de fericit și de obosit va fi câinele tău după un astfel de traseu. Nu trebuie să te aventurezi pe cine știe ce traseu, este de ajuns pentru început să cauți unul ușor care să nu-ți fie nici ție prea dificil. Sau dacă ai mai făcut asta până acum, du-o la nivelul următor și alege un traseu mai dificil sau mai lung. Ține minte că orice câine obosit este de fapt un câine fericit. Numărul 4. Mergi cu el la mare. Știu, probabil că te-ai gândit că este destul de dificil să mergi cu câinele la mare din perspectiva că poate e prea cald sau poate că nu poți găsi locuri de cazare. Ei bine, hai să le rezolvăm din start pe ambele. Poți alege să mergi cu el la mare când nu este atât de cald, în iunie de exemplu sau poate în septembrie. Dacă ai grijă să fie hidratat tot timpul și dacă ai grijă să nu frigă prea tare nisipul, nu ai de ce să-ți faci griji. Locuri de cazare pet friendly vei găsi în mai toate stațiunile. Câinele tău se va distra de minune alergând pe plaje sau chiar va înota. În plus, vei vedea că își poate găsi prieteni blănoși pe plaje cu care să se joace. Deci, nu mai sta pe gânduri, anul ăsta poți merge cu el la mare dacă nu ai făcut-o până acum. Numărul 5. Lasă-l să înoate. Sigur că pentru a înota nu e necesar să-l duci la mare. Du-l într-un parc care are un lac, de exemplu. Pentru început, dacă nu a făcut asta, lasă lesa pe el și vezi cum reacționează atunci când se aruncă în apă. Este un mod excelent pentru a se răcori în zilele de vară. Nu-ți face griji că nu știe să înoate. Câinii au în general un instinct nativ pentru a înota. În funcție de rasă, sunt câini care înoată mai bine și câini care înoată mai încet. Ai răbdare la început și vezi cum se descurcă. Numărul 6.
Lasă-l mai des să alerge în țarcul de câini. Despre acest aspect, părerile sunt împărțite. Vi le vom prezenta din ambele perspective și luați voi decizia care vi se pare corectă. În multe din țarcuri sunt patrupezi dominatori sau ușor agresivi pe care îi veți putea repera cu ușurință. De asemenea, sunt mulți câini care nu sunt dresați și stăpânii îi lasă să facă cam ce vor fără să-i supravegheze. Cu toate acestea, țarcul de câini poate fi o modalitate prin care câinele tău să alerge liber și să socializeze cu alți patrupezi. În plus, după o sesiune de 30 de minute sau chiar o oră, câinele va fi destul de obosit pentru întreaga zi. Sfatul nostru ar fi să testezi și să vezi cum se simte. Dacă nu se simte în largul lui, vei vedea că nu va vrea să se joace cu alți câini sau va sta mai mult lângă tine. În plus, dacă vezi că alți câini încearcă să-ți domine patrupedul, poate e mai bine să pleci de acolo și să mergeți la o plimbare. Numărul 7. Răsfățați-vă cu o ședință foto profesională. Amintirile cu patrupedul tău sunt esențiale. Sigur, acum cu toții avem telefoane performante care fac poze super calitative, dar nu se compară nimic cu o ședință foto personalizată pentru tine și câinele tău. Îți garantăm că vei avea multe poze cu care să te mândrești și pe care să le pui în albumul de familie. Dacă ești interesat de o ședință foto personalizată, găsești pe site-ul nostru 3 pachete perfecte pentru tine și câinele tău la prețuri accesibile. Îți lăsăm un link în descriere. Numărul 8. Mergi cu bicicleta cu câinele tău sau scoate-l la o sesiune de alergare. Dacă ai un câine super energic pe care nu îl poți obosi oricât ai încerca, poate că o sesiune cu bicicleta sau o sesiune de alergat este modul prin care să-l obosești temeinic. Bike joggingul prinde tot mai mult avânt în popularitate și pe la noi. La fel, găsești pe net multe sfaturi de cum te poți bucura de o sesiune cu bicicleta alături de patrupedul tău. Ține cont doar că nu e indicat să faci asta cu rasele de câini de talie mică sau cu puiuții de câine care nu au ajuns încă la maturitate. Asta pentru că s-ar putea să le afectezi procesul de creștere. Numărul 9. Mergi la veterinar cel puțin o dată pe an. Știm că poate fi un aspect lipsit de distracție sau nu e prea fun, dar este un lucru extrem de important. Am ales să trecem și acest lucru pe listă pentru că mulți dintre noi uităm să facem acest lucru. Chiar dacă patrupedul tău nu pare să aibă nicio problemă, o vizită anuală vă poate salva de eventualele probleme ascunse pe care câinele le poate avea. Mai bine o vizită anuală decât tratamentul din scurt. Numărul 10. Jucați-vă interactiv. Dacă, să zicem că nu ai destul timp să scoți câinele mai mult la plimbare sau dacă nu ai timp să mergi cu el undeva în weekend, poți găsi alternative cu care să-l obosești mental. Stimularea mentală este chiar mai importantă decât obosirea fizică a câinelui. Poți găsi în magazine fel și fel de jucării care să vă ajute, de exemplu boluri de mâncare de slow feeding, care au un interior ca o spirală care îl va face să-și pună mintea la contribuție pentru a ajunge la bobițe, sau un sniffing pad, un covoraș unde îi poți ascunde bobițe, ca el să se chinuie un pic să le obțină. Dincolo de asta, îi poți ascunde în casă unul dintre treaturile lui preferate și să-l pui să-l caute, sau alte joculețe interactive pe care le poți face cu el. Toate acestea îl vor obosi mental. Crede-mă că va fi benefic atât pentru el, dar și pentru tine. Acestea fiind spuse, îți dorim un an plin cu tot ce-ți dorești și sperăm să petreci timp de calitate alături de patrupedul tău. Îți lăsăm în continuare 2 videouri care îți pot fi de ajutor, unul cu 15 semne prin care să-ți dai seama că patrupedul tău te iubește și un altul cu 10 semne pe care ți le dă câinele tău și cum le poți interpreta. Ne revedem cu și mai multe clipuri faine în 2023. Pa, pa!